Ziua de duminică a unor botoșenene a fost stricată de un bărbat scandalăgiu, care ulterior a fost ridicat de poliție și sancționat contravențional. Bărbatul, probabil aflat sub influența alcoolului, a băgat spaima în câțiva trecători. Individul de 38 de ani a început să-i amenințe cu o furcă și să-i înjure. Speriați, oamenii au sunat la 112 pentru a se sesiza polițiștii. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și unul de jandarmi. Atacatorul însă a abandonat furca și a încercat să fugă, dar a fost prins imediat de oamenii legii. Pentru faptele sale, bărbatul a fost amendat cu 3500 de lei pentru provocare de scandal, profanare de injurii și refuz de legitimare. Persoana a fost identificată de către poliție și condusă la sediul poliției. Cu această ocazie au fost aplicate trei sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legii 61 din 1991 cu amendă în cuantum de 3500 de lei.